Ce video? Nu ți se pare. Salut, ce nu am găsit la un ochi pe canal. Astăzi facem un ochi în viața de staff. Suntem alături de ăsta și de celălalt. Nu știu cum ai chemat, dar m-am întâlnit cu ei. Salutare, salutare. Da Vinci? Așa. Ce vreți să spuneți la clip înainte să înceapă? Înainte să mă duc la tichete. Să dea like. Să dați like, da. Și să vă abonați. Așa, să ascultați de ei doi. Bună. Doamnelor și domnilor. Stai așa, vreau să vă pun și o întrebare. Unde pot, cum pot lua apelul de la UR? Apeși pe F5 și îți va arăta o nouă iconiță ceva cu niște scule de mecanic galbenă, din câte știu. Bă, tu ce vrei să-ți cheme UR-ul? Vreau să știi cum se ia comuzile la UR. Bai, bai, hai că mă duc și la tichete, că spamează ăștia. Da, cu ce pot ajuta? Miruna, asta, Mălina, vino repede. Imediat. Deci, ăștia fac un continuu troll. 8-2-2-4, au scos arma la mine și m-am pușcat și după mi-a dat revive. Eu am voie cât timp nu te supui ordinele mele. N-ai voie să scoți arma. În secție te supui ordinele mele, ca polițist. Citește regulamentul și după te bagi în roleplay. N-ai voie să trai nici tu în secție. Ba, am voie. Odată ce m-ai amenințat cu arma. Fiat. Eu nu te-am amenințat cu arma. Tu în secție te supui la roleplay-ul polițistului. Dacă el spune că ți-a găsit arme la tine. Bună, și azi te supui la roleplay, bună. Te supui la roleplay-ul lui, el are treaba. N-ai voie să faci cofi, n-ai voie să nu știu, n-ai voie să scoți arma. Bineînțeles că e un loc public. A început să tragă mine. Bă, da, am și o întrebare. Asta e chestor? Asta e chestor, că mi-a spus că e chestor. Nu, cine e chestia? Băiatul, băiatul ăsta. Ia uite ce zice, face mare troll, intră aici. Ba nu. În birou la șefa. Zice că e chestor. Băiatul ăsta cu coamă. Da, mă. Pe unde v-am găsit? V-am găsit în birou. Cine a tras primul? Păi ăsta. Pentru că m-a amenințat cu arma. Când m-a amenințat cu arma, ăsta, ăsta mi-a spus să intru la el în birou că e chestor. Și că mâinile sus, domnul polițist. Băi, eu nu ți-am zis că mâinile sus. Și am tras la mișto. Dar după când am văzut că mai chiar mai îmbușcat, am tras și eu tine. În el ai tras așa, l-ai omorât la mișto. Da, am voie, dacă n-ai citit regulamentul, am voie să te și împușc aici, în secție. Chiar dacă nu este roleplay, dar chiar am voie. N-ai voie să-mi puși, așa după cum vrei. Am voie, citește regulamentul. Miruna așa a zis. Miruna așa a zis. Da, dacă nu-ți face troll și... Miruna așa a zis. Nu te înțelegi? Și după am mi-a spus odată, dacă te amenință cineva sau orice s-ar întâmpla în secție, troll, orice, am voie să trec. Și m-a adumit și gata, de asta te-am împușcat. Să o chem pe Mălin. Dar văd că tu m-ai omorât direct. Bine, și oricum pe lângă treaba asta, cum scoate arma aici? Exact, că e secție... Asta m-a mirat, chiar și-a scos arma. Scria pe zleș mică în cuie ușa de la birou. Da. Păi și-ai cheia? Nu. Domnul Chestor, eu zic să vă duceți sus acolo la Dumnezeu. Atâta zic. Îmi pare rău, dar ne voi scoți armele. Să mă duc, vă rog frumos, nu mă băga. Intru și eu în secție să merg să-mi iau armele și să mă schimb. Vă rog frumos. Și mă trezesc cu ăsta că trage prin secție și încuie ușa și caută în birou acolo. Dacă frig mai vrea să bage ușile să le încuiem, e vina lui. Și tu teoretic ești el, ești polițist, poți să deschizi ușa teoretic. Da, m-a bătut, mi-a dat armă la jos că scria poliția și așa, poți să mă cauți. Brick. Nu știu, tu știu Brick că ești un polițin. Ok, mersi mult. Și am dat 15 minute. Mersi mult, dacă poți să-mi dai și viața. Viața nu mai pot că... Și mie că m-a omorât ăsta cu pușca și eu nu fac făcut nimic. N-am vrut să trag în ăla, dar pe tine te-am nimic. Nu mai am voie să dau pentru heal. Ah, ok, scuze-mi. Mersi mult. No. Da, cu ce pot ajuta? Vreau să spun, unde mă pot lua autobuzul, în fel să fiu să am jobul de autobuz? Nu există jobul de autobuz, decât de Uber. Ah, ok, pa. Pa. Da, cu ce pot ajuta? Salut, bună, ce oi fi. M-a călcat un coleg cu mașina și a plecat și m-a lăsat aici mort. Ah, Mălina, sărâna! 5, 7, 8. Așa e polițist. Da, cu ce pot ajuta? Așa, deci băiatul meu vorbește mort. A făcut mare renovări și după vorbește și mort.
Și că avem timp doar un minut, ne-am grăbit, el nu vrea să te dea jos. Cum, domne, nu vrem să mă dă jos, bău? Am și primare. Dacă nu știi să faci roleplay, mă împuși din mașină că mă dădeam jos atunci, domnule. Dădeai cu spatele, încercai, eu eram spatele tău și încercai să dai cu spatele, Steve. Așa, și vorbește și mort, am și filmare. Ai filmare? Haide pe civil să ne uităm la ea. Doamne, ce om pot să fiu aminti? Vă aștept pe toți trei pe civil să vă atrag să ne uităm la filmare. Așa, da, că o să ajungeți voi undeva el. Nu știți să faceți un roleplay, bă. Da, și puțin. Să ne uităm la filmare. Așa, arătați filmarea. Cine o are? Dintre voi doi? Eu. Ok, arăt-o. Hai că i-am luat. Hai, dă un cască de disconnect. Și a full, pentru ce... Să dau cu sonor. Dacă ai mă pe el, nu contează dacă îi spui mâine să sau nu, okay. Că e automat. Ia, stai să vezi. Stai să vezi cum se va da aici. Să aud. Eu, te-ai văzut? Ia să-i dă mai în spate puțin. Ai văzut? Ia uite. Stai că n-aud, stai să... Stai să dau mai tare, ia. Mai dau din nou. Păi dar stai că ai faza, că eu n-am cu sonor. Mai sunteți. Stai un pic, că nu știu, vezi asta? Da, văd. O văd, o văd. Stai că încerc, știu ce să fac. Ca să dau cu sonor. Așa, de aici. Vezi asta? Da, 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 da. Ai spus, mă, pleacă de aici, mă. Da. Cum, domne, să plec dacă-s mor? Ia dă-o puțin mai spate, dă-o puțin mai spate. Ca să mă asigur că nu văd și ăla de jos. Ce-ai spus, mă? Pleacă de aici, mă! Cum, domne, să plec dacă-s mor? Bun, fii... gata, gata, mă uite la femeie. Stai că de să dau mult la... de 8, 2, 8, 5 minute după filmarea pe care am urmărit-o, ai vorbit mort. Ne auzi? Da, mă, te aud. Și care e problema? Am înțeles. Care e problema? Tu faci fie roleplay. Nu suntem pe filmare. Păi, dar doamnă, nu înțelegeți. Oamenii ăștia, n-ați văzut ce au făcut. Știi ce era la fel? Tu, la fail, nu trebuie să răspunzi cu fail. Uite, face fail, așteptai, chemai un admin și rezolvai dacă te-a omorat. Te dădea un admin revive, poate veneam eu și te dădeam revive. Așa, acum? Da, cum am primit jail? Vreau să le apăr. Cât o să primesc, domnul? Nu, mult, doamnă, 15 minute, vă rog eu. Da, suntem aici la piață să negociem? Da. Aolea, doamne. Vorbește după ce că... V-am pupat, papa. Știi că dacă ieși, ai și mai mult jail. A ieșit. Stai să văd cât te vorbești în timp ce e mort. Nu, poți să-i dai cât vrei tu. Nu, poți să-i dau 25 de minute, cu 5 minute mai puțin. Da. 2, 8, 5, 1, 3, dăm 25 de minute, vorbește în timp ce ești. După ce că faci așa și care e problema? Dacă nu-mi răspunde așa, păi te dăm mai puțin. Vreți să salutați clipul sau ceva? Da, salut YouTube. Acum facem viața de staff. Pa! Baftă la roleplay. Am văzut că vă place foarte mult seria cu viața de staff. Și cred că pot să spălzesc clipuri mai rapid, că și mi-e plăcut să fac tichete, să ajut oamenii. Sper că învățați și voi din tichetele astea, să nu faceți fail și... Chiar dacă ați făcut un fail, dacă vorbiți frumos. Și înțelegeți că ați făcut un fail, eu nu dau gel dacă înțelegi chestia asta și... Îți cer scuze că ai făcut un fail sau ceva. Nu dau gel, nu sunt ca staff să dau jail-uri, sunt ca staff să ajut player să nu mai facă fail. Din câte am înțeles, mulți din staff se uită la clipul ăsta.
Și pot învăța chestia, adică nu știu, mi se pare că am un temperament ok la tichete, nu fac nervi, nu... Asta bine, la alea, la că nu mă aude, toți nervii vin. Vedem rapid. Da, cu ce te pot ajuta? Era un om, deci am vrut să jefuiesc un om și i-am spus, i-am ținut pistolul la cap și acesta a urcat rapid în mașină și a fugit. Am avut arma pe el, o cobor din mașină, i-am spus să-mi dea bani, îi spune că n-are niciun ban la el, dacă n-am percheziționat, am văzut că are o grămadă de bani. Știi ce ID avea? Nu am să prind ID-ul, dar e Uber și are o voce așa mai mică de copil. Păi și eu cum te pot ajuta acum? Vreți să-ți dau un respawn ceva? Mă auzi? Dar oricum, nu, de pe mai ați mai venit pentru că n-am prins ID-ul. Vrei să te duc undeva la un garaj ceva? Sau uite, ai garajul, să vin. Dar știți că nu vă aud. Te duc la un garaj, Ivan? What the fuck, nu merge. M-auzi? M-aud. M-auzi? M-auzi? Doamna. Iar dăm de unul. Nu vă aud. E surd atunci. M-auzi acum? Nu te auzi, doamna, nu! Te duc. Doamna, dacă mă auzi, ce mă duc cu Uber-ul? Noi suntem cu Uber, veniți! Pe mine mă auziți? Da, vă auzim. Ok, înseamnă că el are probleme cu voi și atunci. La noi, bună ziua. Au venit trei. Da, cu ce pot ajuta? Mă auzi? Ai făcut tichet. Mă auzi? Molina? Da, spune. Doi cu arma pe el, omul ne făcea retardat și în toate felul. Cine? Băiatul de jos, de aici. Stai ca să zic și eu, ei doi erau cu pistolele, eu eram cu... Da, frate, dar eram doi pe capul tău, tu ce n-ai văzut? Asta ți se pare pistol? Și în primul rând, arma, calibrul al armelor nu contează, atât timp cât ei sunt mai mulți, te-ai dus. Păi, asta i-am zis și eu, plus că a făcut nou fir, țineam, deci el l-a amenințat pe colegul meu și după i-a venit din spate și i-am ținut arma la cap. Și i-am zis mâinile sus și el cu arma pe noi. 7015, adevărat ce spune el? Poftim? Da, filmare? E adevărat. Aveți unul dintre voi trei filmare? Nu, dar el ne făcea retar, că eu nu chemam adminul și asta, dar el ne făcea retar pe chat, că noi facem, că colegul meu face RDM și că nu mai știu ce și n-am asta. N-am crezut că faceți RDM. Nu, dar ne-ai luat toți morți în... Poftim, n-am scris. Băi, dacă o luăm așa, cam toți ajungi de aici pentru că voi n-aveți mască la locație ilegală. Faza e că eu aveam, dar na, când îți dai disconnect și nu ai pus să dispare de tot. Și trebuie să o pui înapoi că e o locație ilegală. O lăsăm așa că dacă v-a sancționat pe voi, să sancționez și pe el, dacă a sancționez pe el, să sancționez și pe voi. Păi și... să o lăsăm așa, dar să nu ne mai înjure asta pe chat. Mă, te rog frumos să păstrezi un limbaj, noi nu încurajăm limbajul licențios, vulgar, etc. Ca la colțul străzii. Da. Mulțumim. Uite, tu ai mască. De ce nu o porți? Dacă ai mască. Uite că și eu port mască la toate etichetele. Chiar dacă nu sunt locații legale. Dar eu nu înțeleg de ce m-a scos aia dintr-o volta. Asta vorbești cu ei, noi nu suntem într-o volta. Păi, pur și simplu, m-a scos pentru că a zis că sunt săgeată. Ce logică are asta? Nu știu, asta vorbești cu liderul sau cu liderul. El zice așa, te-am scos pentru că erai săgeată. Poate te-a scos de pe un voi de Discord, unde erau doar membri și nu și săgețe. Nu știu ce să zic. Acolo erau și membri și săgețile, dar că de acolo nu m-a scos, mi-a dat și bloc. Nu știu, asta vorbești cu cine a mai rămas din mafie, ceva. N-am cu cine. Nu prea cu ce să te ajut eu, că nu mai sunt în alianță cu ei. Am avut alianță cu ei. Vă mai ajut cu altceva? Întrebări? Nu, mulțumesc. Ok, bafta. Eu nu știu cum mai fac rost de arme. Ți le cumperi?
Păi nu mai sunt dealeri. Bani de unde? Nu am. Da, nu am ce să fac. Poate da, te lăsăm în pace, le dai un 2000-4000 și îți faci în continuare cardurile goale sau puteți să pleci. Eu știu pe asta pentru că dacă am armă de calibru mai mare, am acces să trag. Unde scrie chestia asta? Nu, eu așa o știu dinainte. N-a fost niciodată chestia asta. Păi da, da, am armă de calibru mai mare. Nu contează, el are armele pe tine. Atunci mă duc, da, jav la magazin, mă pun în cover și trag cu pistolul un polițist. Păi trage cu pistolul un polițist. Care-i faza? E o armă de foc. Poți să rănici foarte grav și cu un pistol. Și de când nu, și de când nu poți să tragi cu armă mare din cover? Poți de fiecare dată să tragi din cover cu armă mare. Mi-a zis un polițist la jaf că n-ai voie. Păi ce polițist a zis? Că timp nu spune șpriț sau... A, și-a luat. Așa, poți să vii, nu mă lua aștept. Gata, am mască. Da, cu ce pot ajuta? Bună, mă auzi sau salut? Bună, sunt fata. Ok, scuze. Nicio problemă, spune. Poți da și mie, te rog frumos, un respawn? Imediat. Mersi mult, te știu duci. Respawnul 5733. Alberto.